Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă spune Mircea Goian la o nouă ediție în Lumina Adevărului. Astăzi suntem în domeniul contabililor, prietenii noștri, de care avem foarte mare nevoie, pentru că este Ziua Națională a Contabilului Român. Am ca invitat în studio Ivo HD, astăzi pe doamna Maria Bornea, președinte CECAR, filiala Hunedoara. Bine ați revenit, doamna președinte! Bine v-am găsit și o zi bună tuturor, iar colegilor mei la mulți ani! La mulți ani și din partea noastră, 13 iulie, o zi care e stabilită ca sărbătoare, da? Acum 97 de ani, da? În 13 iulie 1920, regele Ferdinand. Acum 102 ani. Informația mea e atunci, deci, dintr-o altă parte. În 13 iulie 1921. 1921, da. Exact, da. Regele Ferdinand a semnat decretul prin care a fost înființat Corpul Inspecțiilor Contabili. Așa, decret legal numărul 3063, ca să fim foarte exacti, da? Și în acel moment a fost oficializată meseria de contabil, da? Meseria de contabil este un pic mai veche, oficializată și în România, dar de fapt meseria de contabil este oficializată încă de pe vremea antice, da? Corect. Pentru că totdeauna, în momentul în care au apărut etaloanele de măsură, au trebuit să fie oarecum și cuantificate și cum se o evidență a lor, da? Asta putem să considerăm că și atunci când a fost o epocă în istoria lumii de schimb în natură, și atunci contabilul avea un rol. Și atunci cel care ținea această socoteală era un fel de contabil care prezenta și ținea evidența la aceste bunuri materiale și pentru că atunci încă nu apăruse banii în prima perioadă și, pe urmă, inclusiv a bunurilor bănești, nu? Da. Dar, de fapt, prima atestare este în 1694, când Luca Paciolo a înființat primele lui caiete de contabilitate, prin care stabilea acea dublă corespondență a bunurilor materiale, adică a activelor și a pasivelor. Activelor însemnând ceea ce deții și a pasivelor obligațiile pe care le ai pentru bunurile pe care le deții. Deci, în acel caiet de contabilitate a apărut, deci Luca Paciolo este tatăl contabilității. Și atunci au apărut și impozitele sau impozitele existau? Impozitele existau de pe vremea romanilor. Aha, deci, și poate chiar și înainte. Așa e, că mă aduc acum aminte că poate unii chiar din bărați au făcut reforme fiscale. Chiar și dinainte, încă de pe vremea când se extragea bronzul și fierul, deci bronzul, epoca bronzului, se plăteau anumite cantități de bronz față de cei care dețineau terenurile respective și așa mai departe. Deci impozitele sunt un pic mai vechi decât această evidență contabilă, adică această legiferare a contabilității. Sigur că de fiecare dată, ca să stabilească și impozitele acelea, fără să fie neapărat legiferată partea de contabilitate, aceasta exista, pentru că nu poți să stabilești niște impozite și niște taxe decât făcând o asociere între veniturile care sunt realizate și ele sunt impozitate într-un fel sau altul, da? Deci, gândiți-vă, vă dau cel mai simplu, deci impozitul pe fumărit, da? Deci trebuia să ai coșul ca să scoată fumul. Normal. Și atunci, sau dările care se plăteau de către cei care extrageau aurul din vechea Dacie, da? Deci care le plăteau către Imperiul Roman sau toate celelalte. De aceea, de fiecare dată, în momentul în care apare o taxă, un impozit, el este în legătură cu un venit realizat de către persoana care trebuie să plătească. Da, și ce diferență între perioada antică, dacă tot vorbim, și inteligența artificială. Deci am găsit un material în care se pare că
mă rog, așa se susține acolo după nu știu ce examene, o să îi spicuiesc eu din material, contabilii nu pot fi înlocuiți de inteligența artificială. Păi, haideți să vedem dacă pot fi sau nu înlocuiți. Un lucru foarte, foarte clar. În anumite discuții pe care le-am avut, sunt acele operațiuni nu de eludare a legii, nu de prezentare a lucrurilor altfel decât ele sunt corecte, ci acea prezentare la valoarea lor faptică, valoarea lor faptică, acum m-am bâlbuit un pic, deci acea prezentare a datelor la valoarea lor fidelă, adică ceea ce este prezentat real, pentru că vă dau un exemplu. O construcție, dacă ChatGPT se uită în impozitele și taxele locale, arată că ar fi de vreo 100.000 de lei, da? Pentru că în impozitele construcției. Exact. Da. Pentru că în la calculul impozitelor și taxelor, această valoare este valoarea de înlocuire a ei. Pe când valoarea construcției reale este cea pe care este stabilită în urma evaluării, în urma scăderii din valoarea ei de construcție a amortizării și așa mai departe. Ori acesta este deja apanajul profesionistului contabil de interpretare a valorii acestor bunuri, da? Așa. Dar nu da. Despre asta, cred că vrea să spună... Da, mai, printre altele m-am simțit și vizat. Zice așa, scriitorii, artiștii, muzicienii, programatorii, avocații ar fi doar câțiva dintre cei care riscă să-și piardă locul de muncă în fața unui robot într-o zi. Acum îl și văd pe robot îmbrăcat în haine medievale cântând la hurdi-gurdi, de exemplu. Sau la flaut, sau la lăută, da. Sau la... Exact. Deci cam același lucru... Dar cum s-a ajuns la concluzia asta? Vorba de un studiu realizat în Statele Unite, peste 25.000 de întrebări la un examen. Studiul a cuprins 327 de coautori din 186 de instituții de învățământ diferite din 14 țări, care au contribuit cu toți cu 25.181 de întrebări, cum spuneam, de examen de contabilitate în clasă. Întrebările acopereau sistemele informatice, contabile, AIS, auditul, contabilitatea financiară, contabilitatea managerială și fiscalitatea. Acestea au variat ca dificultate și tip. Au fost întrebări de tip adevărat sau fals, cu alegere multiplă și răspunsuri scurte. Contabilii au depășit inteligența artificială. Asta a fost rezultatul acestui test, test, putem spune că studenții se pare că au depășit inteligența artificială în general. Punctajele lor medii au ajuns la 76,7%, iar ei au fost mai buni la întrebările privind valorile fiscale, financiare și manageriale. Asta, cum am spus, dumneavoastră a sugerat. Exact, pentru că, încă o dată, astăzi, cu ocazia celor 102 ani de la înființarea reglementată a profesiei contabile în România, trebuie să recunoaștem și că profesia contabilă s-a schimbat, a evoluat. Și acest ChatGPT ne va ajuta foarte mult în ușurarea operațiunilor repetitive. Deci el este bun ca să repete, să efectueze acele operațiuni care se repetă și care sunt inclusiv înregistrările în contabilitate. Am primit o factură, da, pe care o înregistrez, este aceeași metodă indiferentă și cu ChatGPT și fără ChatGPT. Sunt programe informatice care deja prin softurile pe care le au, pot să fac aceste înregistrări printr-o scanare, printr-o pur și simplu un soft care să înregistreze direct acea factură în contabilitate. Dar faptul că înregistrează factura în contabilitate, asta nu înseamnă că ea și reflectă exact operațiunea și modalitatea în care acea factură este recunoscută ca și cheltuială în contabilitate sau ca și venit în contabilitate. Pentru că vă dau un exemplu cel mai la îndemâna fiecăruia, da? Am emis o factură în care am acordat un discount.
sau am primit o factură în care am primit un discount. Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor în momentul în care am aceste valori, ele sunt diferite de la caz la caz. Deci ChatGPT va veni și va înregistra factura la, așa zice, am primit factura la care am primit un discount atunci sau ulterior. Deci dacă am primit atunci și sunt stocuri sau sunt, da, și sunt stocuri, sigur îmi va scădea valoarea, costul stocurilor. Dar dacă primesc ulterior, atunci și stocurile respective, deja le-am valorificat, atunci nu voi mai avea o scădere a stocurilor, ci pur și simplu voi avea un venit din reduceri comerciale care îl voi recunoaște ca și venit, nici de cum ca și cheltuială. Deci lucrurile sunt diferite din punctul de vedere al modului în care este evidențiată în viața economică a unei entități anumite operațiuni. Încă o dată, prin digitalizare se vor rezolva foarte multe. Se discută acum că de la 1 ianuarie 2024, probabil, deși mă îndoiesc că se va putea realiza acest aspect, se va introduce e-factura pentru toate operațiunile. Pentru toată lumea și pentru toate operațiunile. Entități și instituțiile de stat, parcă. Deci, nu? Deocamdată se aplică în B2G, adică entități și instituțiile publice, cu toate așa că am înțeles spus, că entitățile nu contează dacă au, să zic eu, plăți către alte entități private, tot trebuie să înregistreze e-factura. Da, da. Da, pentru că entități private, dacă produsele respective sunt cu risc fiscal ridicat, atunci trebuie să meargă să emite e-factura. Deci nu pentru orice tranzacții. Deci deocamdată și directiva europeană și legislația românească, pentru că directiva europeană este clară. Directiva europeană îmi spune clar că e-factura se întocmește în relațiile B2G. Și că statele de la caz la caz pot să deroge de la aceste aspecte în momentul în care sunt anumite aspecte legate de protecția lor financiară. Da? Deci, așa cum s-a stabilit prin Ordinul 12 din 2020, da, din 2022, prin care se stabilesc clar care sunt bunurile cu risc fiscal ridicat, care nu pot să circule, nu pot fi achiziționate decât dacă deții o factură electronică. Dar problema care se pune este a capacității de procesare acestor facturi, de capacitatea de emitere a acestor facturi de către agenții economici care sunt operatori mici. Pentru că tot e-factură va trebui să facă inclusiv un IEI, în momentul în care facturează bunuri către o entitate nu publică, o altă societate. Pentru că nu vine să-mi delimiteze clar că numai societățile comerciale sunt cele care aplică ROE factura, deci factura electronică. Da, ministrul, nou ministru, da, Marcel Boloș, a vorbit despre digitalizarea ANAP, da, că subținea, trăgea concluzia că s-au făcut pași semnificativi, da. Ca referință, transformarea digitală a fiscului este rezultatul colaborării la nivel instituțional între Ministerul Finanțelor și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, având ca scop eficientizarea sistemului de administrare fiscal. Bun, se pare că la ANAP, așa cum spuneați, încă nu merge totul ca uns. Adică, povestea cu e-transportul s-a reușit, e-factura, ro-e-factura și așa mai departe, dar încă nu știu dacă deci, sunt sincope sau nu. Sunt, din păcate sunt și nu numai acesta este aspectul. Este problema care se pune dacă agenții economici, deci entitățile economice, vor putea susține această digitalizare, domnul Goian. Pentru că v-am dat exemplu, deci este o societate, o întreprindere individuală care la ora actuală nici măcar nu este obligată să întocmească situații financiare, ci depune declarația unică, da? Ori să-l oblig pe acel agent economic, pentru că și el este un agent economic care
își valorifică produsele către diverse entități economice, nu neapărat publice, se emită factura în sistem electronic, este un cost foarte mare pentru el. Deci cred că din punctul acesta de vedere ar trebui privite lucrurile. Nu că sistemul informatic în final nu ar putea să susțină toată această activitate, ci costurile pe care le implică aplicarea acestor reglementări. Deci, gândiți-vă, este un mic atelier care fabrică pălării, da? De paie, pe care le vând încoace și încolo, da? Da. Deci, toate acelea trebuie să plece de la ei prin factură electronică. Or, asta dacă le dă angro sau le vinde altor societăți, că dacă le vinde în detail, nu mai deci dacă le vinde da. El direct, da. Nu. Deci, clar, nu. Da. Deci atunci le vinde, dar marea majoritate dintre ei totuși merg și vând și angro, pentru că totuși acolo vrem să ajungem. Da, da. Da. Sigur că sunt o grămadă de alte posibilități pe care ar putea să le aplice, inclusiv să se unească în cooperative, da? Cooperative meșteșugărești, cooperative agricole, cooperative de prestări servicii, cooperative de tot felul, la care, într-adevăr, inclusiv fonduri de la Uniunea Europeană sunt destul de multe și sunt destul de aplicate pe aceste feluri de activități. Dar mentalitatea noastră românească, în momentul în care aud de cooperative, automat se gândesc la fostele ceapeuri, da? Și la toate celelalte păcate pe care le-am avut pe vremea dinainte de 89. Da, da. Asta este... Am derobat de la partea de contabilitate către aceste... Așa, tot domnul Boloș... Am mai comentat faptul că în ceea ce privește spațiul privat virtual știe că sunt probleme și, mă rog, se pare că se vor rezolva. Doamne, da. Ce fel de probleme? Păi, problemele care vi le-am spus și mai înainte. Deci intră în zona. Pentru că la ora actuală, deci practic către ANAF nu se pot transmite niciun fel de informații decât prin spațiul privat virtual. Prin CPV, de toate entitățile, atât IUR-urile, persoane fizice, pentru declarația unică și nu numai, cât și toate entitățile economice merg, sigur, unii prin e-guvernare, dar e tot în cadrul spațiului privat virtual. Da, acum nu cred că ministrul are mare de grijă a PFA-urilor, dar bănuiesc că nu funcționează ceva. Păi nu, pentru plânge. Că se blochează. Da. Da, se blochează, efectiv se blochează, mai ales în perioada când se depun declarațiile. Dar, încă o dată, vreau să precizez următorul lucru. Începând din 2025, de la 1 ianuarie 2025, acea faimoasă declarație 406 SAFTE va fi obligatorie pentru toată lumea. Ce spune respectiva declarație? Adică, și acum o mică paranteză, până în 31 iulie, cei care ați intrat, deci mari contribuabili care ați intrat și ați depus situațiile financiare, trebuie să depuneți declarația 406 referitoare la active, aia se depune o singură dată pe an, după depunerea situațiilor financiare. Ce este această declarație 406? Practic, totalitatea operațiunilor care se înregistrează într-o societate comercială, într-o entitate economică, sunt transmise prin această declarație 406 către ANAF. De către toate? De către toate, începând cu 1 ianuarie 2025. 5. Asta nu contează mărimea? Nu contează mărimea. Deci, acum au intrat, de anul trecut, au intrat mari contribuabili. Și acum, de la 1 ianuarie, au intrat mijlocii. Și de la 1 ianuarie 2025, restul. Sunt câteva excepții. N-aș putea să vi le enumăr acum pe toate. Ce înseamnă asta? Că tot ceea ce se înregistrează în contabilitatea unei entități se transmite prin această declarație 406 către ANAF. Bun, acum, până acum, parcă era povestea aia cu mașina de...
marcat, care era legată la ANAF. Nu era, deci, o formă... Casa de marcat. Așa. Da, deci care era, care se transmitea direct către ANAF și se putea verifica în timp real dacă venea și eu ieșeam din magazin și aveam sau nu aveam bonul fiscal, deci putea fi verificat automat de către cel care face verificarea. Dar începând de la 1 ianuarie 2025, toată lumea va trebui să depună această declarație 406. Și atunci lucrurile, spațiul virtual va fi mai încărcat decât este la ora actuală și dacă îi vom mai obliga și să meargă toți cu ROE factura, pentru că încă o dată directiva europeană este, nu este pentru toate entitățile, ci factura electronică este recunoscută numai pe partea de entități, deci B2G, Business to Government, da? Deci nu pentru toate, decât pentru cele cu risc fiscal ridicat. Dacă se vor introduce și aceste, și aceste operațiuni, care funcționează destul de greoi. Deci vă spun asta din experiență, funcționează destul de greoi pentru că nu toți știu că factura electronică trebuie descărcată într-o anumită perioadă. Deci eu am primit marfă de la o entitate care produse cu risc fiscal ridicat, care le-a încărcat sau nu le-a încărcat, că nici nu este obligată să le încarce atunci, imediat. am mai făcut paranteza asta legată de modalitatea în care, practic, eu trebuie să recunosc acel document original pentru că pentru bunurile cu risc fiscal ridicat și pentru cele care sunt, se referă la operațiuni cu guvernul, practic, mi se transmite din spațiu virtual un fișier XML în care, la care la factura electronică este atașat sigiliul Ministerului de Finanțe. Deci este foarte important important acest lucru. Ori dacă eu nu le urmăresc pentru că facturile, mărfurile circulă cu documentele vechi, care o parte din ele sunt încărcate, o parte nu sunt încărcate, deci în momentul în care ele circulă cu documentele vechi, foarte puțin dintre comercianți, mai ales dintre cei mici, se mai uită să vadă dacă ce-o cumpărat de la Dragonul Roșu, da, a fost încărcat sau nu în SPV, ca și factură electronică. Ori se trezește peste nu știu câtă vreme că de fapt nu are factura electronică. Contabilul zice, știi ce, vezi că nu mi-ai adus factura electronică, nu mi-ai adus. Păi, de unde să ți-o aduc? Eu ți-am adus factura. Adică există și această lipsă de comunicare între colegii noștri, pe de o parte, și între agenții economici, pentru că... Da, bun, dar respectiv, în momentul când îl scoate în vânzare, să-l dea, ar trebui să aibă treaba rezolvată, nu mai încurcă și pe alții, nu? Păi, domnul Crean, dacă cei care până acum au făcut evaziune fiscală, credeți că se opresc acum? A, deci la asta v-ați referit. Da. A, da. Normal că nu. Deci cu toată digitalizarea... Deci cu toată digitalizarea pot să mă trezesc peste 5-6 luni de zile, că de fapt am cumpărat o marfă pe care eu am zis că am luat-o corect, da? Și mi-am dedus TVA-ul și toate celelalte și cel din Dragonul Roșu nici măcar nu s-a obosit să-mi dea o factură care este a lui, ci mi-a dat o factură care este așa... Nu mai discutăm de faptul că el, de fapt, nu a emis factura electronică, pentru că el este obligat să emite factura electronică. Da. Acum, sigur că este și partea mea de vină, pentru că dacă într-o lună, până luna următoare, nu primesc factura originală, care v-am spus este acest, mesaj XML de la, da, care cuprinde factura electronică, și ar trebui să fac autofactura. Autofactura? Autofactura, da. Uh-huh. Prin care eu atunci mă derob de faptul că nu am primit documentul original. Deci l-am încărcat pe el automat cu această... Bun, dar acum dacă tot se face digitalizarea, acum nu, eu înțeleg, sau mă rog, ce am înțeles până acum este că e clar că treaba va fi mai transparentă. Adică statul va vedea mai bine ce mișcări comerciale, ce se întâmplă, ce domnul face. Goian, nu? Vă dau numai un exemplu, da? Așa. Aproape nicăirea
nu, bine, în afară de marile corporații, marile depozite care sunt legate automat de sistemul informatic, nu este reglementată această emitere de factură electronică. Pentru că, normal, în momentul în care eu am cumpărat marfa, casierul de acolo sau cel care mi-a livrat mie marfa și care face factura, ar trebui să fie logat în sistem să facă factura electronică. Ori sunt foarte puțini cei care fac așa. Deci factura electronică, se face factura normală, da? Eu mi-am luat factura și marfa și am plecat pe drum, mă oprește cineva, eu am factura, da? Nu neapărat se încadrează ca să am și codul UIT. Nu se încadrează ca să am și codul UIT, ca să pot să răspund. Și atunci lucrurile sunt diferite, pentru că nefiind făcută factura la momentul în care s-a emis, s-a livrat marfa, normal că lucrurile nu sunt în sarcina celui care a cumpărat. Da? Păi da. Da. În sarcina celui. Și iară din nou discutăm de costuri. Da? Pentru că ar însemna ca eu să am o plajă de numere pentru factura electronică pentru fiecare, punct care unde se facturează aceste produse și le să fie încărcate automat în sistemul electronic, nu contabilul, că marea parte a comercianților și a entităților consideră că cel care trebuie să emite factura electronică este contabilul. Nu. Deci, eu în contabilitate înregistrez documentele, nu le emit. Aha. Și atunci există această problemă legată de e-factură. Bun, deci, în principiu, am tot auzit că există încasări mai mici la buget în acest an, au vehiculat tot felul de sume, oricum, la nivel de miliarde, ca să zicem așa. Astea, credeți că se vor, la un moment dat, putea controla, să putea cumva prin această digitalizare să ajungem la nivelul în care vor fi mai mici, mai puține, mai vorbesc de evaziunea fiscală care, în principiu, probabil că scade sau nu? Sau colectarea, sau cum? Deci discutăm de două lucruri diferite. Da. Deci odată. Este această parte de economie care poate să fie într-un fel sau altul viciată de evaziunea fiscală. Apropo, tema zilei contabilului de anul acesta este contabilitatea criminalistică, prin care, practic, organismul nostru profesional vine în întâmpinarea agenților economici legat de aspectul fraudei, nu numai pe parte de fiscalitate și pe parte de corupție, pe parte de utilizare de bunuri fără drept și așa mai departe. Adică o să discutăm la întâlnirea pe care o avem organizată astăzi, da? Da? O să discutăm despre toate aceste aspecte împreună atât cu agenții economici, cât și cu, zic eu, partenerii noștri cei mai apropiați din punctul de vedere al acestor reglementări, avocații, pentru că partea aceasta de contabilitate criminalistică nu poate să fie cuprinsă toată numai de către un profesionist contabil, ci trebuie pe partea de legalitate, de legislație, să ai alături de tine și un avocat sau un jurist care stăpânește foarte bine reglementarea. Sunt unii specializați pe acțiuni comerciale sau pe... Sigur că da. Comerciale și nu numai, pentru că gândiți-vă că, de exemplu, corupția, ca să stabilesc, pentru că corupția nu este numai la nivel de politicien cum se discută. Deci corupția este inclusiv în cadrul entităților economice.
O persoană care se folosește fără drept de puterea pe care o are într-o entitate publică, o entitate economică, ca să câștige mai mulți bani în defavoarea celorlalți asociați, acționari sau chiar a propriilor lor salariați, este tot o parte de infracționalitate, nu? Cum s-a întâmplat și acum cu amărâții ăștia de oameni care au fost în cămine, da? Deci, practic, tot o parte de infracționalitate care putea fi și ar fi trebuit să fie descoperită de către profesioniștii care au conlucrat cu aceste entități. De când am auzit, am intrat prea mult adânc în subiect, se pare că guvernul, statul, nici nu știu cum să așa, au ceva probleme cu contabilii, cu breasla. Nu neapărat, nu. Nici guvernul și nici statul, o parte dintre politicieni, da, o parte dintre politicieni s-au gândit că ce-ar fi casă ce? Deci să vă spun pe scurt, adică să se înființeze societățile de contabilitate sau de expertiză contabilă care să aibă, la ora actuală, reglementarea prin ordonanța 65 este ca acestea ca aceste societăți să poată să țină contabilitatea și să fie înregistrați în corp, să dețină expertul contabil sau contabilul autorizat care este în societatea respectivă, sau experții contabili sau contabili autorizați, minim 51% din capital. Pentru că, în afară de faptul că aceste societăți de contabilitate sau de expertiză contabilă, ele trebuie să-și desfășoare activitatea profesionist, adică în sensul în care există și acea reglementare legată de calificarea profesioniștilor, da? Că, de exemplu, un medic chirurg nu poate să fie și internist. Deși ar putea să facă oarecum și asta, dar nu poate să fie. Așa și din punctul ăsta de vedere, un asociat care are bani, nu vreau să dau nume, dar pot fi date și nume, da? Să vină să înființeze o societate de contabilitate, el să dețină undeva la 60-70%, pentru că așa se prevede că poate fi dacă un expert contabil deține 30% sau un contabil autorizat deține 30% aceste societăți să funcționeze. Să vină să înființeze o societate comercială care să conducă contabilitatea și să nu se țină cont de faptul că această societate este supusă unor reguli. Reguli în ce fel? Din punct de vedere al codului etic, ele sunt obligate să răspundă față de organismul profesional pentru tot ceea ce încalcă etica. Etica în activitatea pe care o desfășoară. Și vă dau un simplu exemplu, da? Vine cineva și înființează o societate, o persoană care este mai voluntară și el deține 70%, eu dețin 30%, da? În societatea aia vine și spune, știi ceva, tu nu îmi faci la societatea la care ții contabilitate, nu trebuie să plătească impozit. Nu-i declar și nu plătește niciun fel de impozite. Adică o dorești să fii majoritar, nu? Păi el e majoritar. Da? Și dispune. Sigur că din punct de vedere al celor care lucrează acolo, fiind angajat și având această mentalitate că de fapt angajat fiind tu trebuie să te supui la ceea ce ți se spune că altfel asta este, nu îi calculează impozite și taxe la persoana respectivă și dă drumul și la situațiile financiare și în situații financiare ce dacă nu am documentele toate, da? N-am documentele, eu înregistrez acolo niște sume că să-mi bată situații financiare. Organismul profesional nu poate să îl atragă deloc la răspundere pentru că el nu deține decât 30% profesionistul contabil, da?
Și atunci, aceste aspecte legate de conformare fiscală, de prezentare în situație financiară a valorilor juste, a activității care s-a desfășurat, așa cum ea este reflectată în documente. Tot pe undeva, acum cu poveștile astea, am un interviu tot așa cu referitor la modul în care se înregistrează în contabilitate ca și o aventură și așa mai departe, am citit că, și lucru foarte, foarte real, a înregistrat în contabilitate o grămadă de cheltuieli fără să aibă niciun fel de documente legale. Da? Ce contează ele? Sau documentele care sunt făcute așa cum sunt făcute. În momentul în care peste 2-3 ani de zile îți vine în control o entitate, dar nici nu trebuie peste 2-3 ani de zile, gândiți-vă că se realizează niște venituri care au fost deja sustrase din societate. Trimise unde au fost trimise și făcute toate celelalte activități. Deci eu ca și societate comercială... Asta, povestea aia cu 5 ani pentru prescriere valabilă sau... Da, da? Este valabilă. Deci 5 ani, este, da? Valabilă. Da, da, da. Este valabilă și nu numai, dar nu despre asta este vorba, ci este vorba de faptul că la ora actuală profesionistul contabil este obligat să aplice codul etic. Bun, și ce au vrut, deci, și-au vrut ca să capitalul să fie de 70% la persoane diferite și numai 30% la profesioniști contabili. Ori în situația în care... Ca să îmi traduc eu cum am înțeles. Deci în situația respectivă e clar că specialistul contabil e în pericol, adică deci, e pus în situații care să nu respecte legea. Păi el nici nu poate să se pronunțe pentru că nu deține majoritatea. Da, este minoritar. Acum cum e? Acum e 51%. Aha. Deci este înțeles. 51% și acum nu vreau să mai fac niște... Dar aduceți-vă aminte de Eron, de Parmalat, da? În urma acestor activități care s-au întâmplat în America, s-a reglementat inclusiv faptul că societățile acestea nu mai pot să fie deținute de terțe persoane, decât de către profesioniști cărora li se aplică codul etic. Pentru că dacă eu nu am respectat prevederile legale, deci organismul profesional mă exclude din el și nu mai pot să fac activități de genul acesta, nu numai din punct de vedere legal, ci și din punct de vedere profesional. Pe de o parte. Pe de altă parte, sigur că dacă o luăm pe cinstite la ce capital îmi trebuie mai mare decât cel al profesionistului. Pentru că nu suma pe care a investit-o în societate contează, ci modul în care el este pregătit profesional, modul în care el știe să-și coordoneze activitatea în societatea respectivă. Adică ține, altfel spus, personalul este un capital, da? Deci este principalul, da, capital. Capital, da. Așa cum ați dat exemplu de cântat, de interpreții care sunt, mă rog, înlocuiți de ChatGPT, da? Deci gândiți-vă dumneavoastră că ar veni cineva și va capitalul unei societăți pe care ați putea să o faceți, da? Se vine să zică, deci principalul este nu faptul că tu știi să cânți la vioară, da? Ci banii... Contribuția în bani, da. Exact, contribuția în bani. Deci lucrurile acestea nu se înțeleg. Sigur că în momentul în care s-ar... Și vă zic de unde cred eu, că nu se înțeleg că valoarea acestui specialist nu e cuantificat așa cum sunt, e valoarea banilor, nu? Da, adică aici e problema. Deci din punctul ăsta de vedere, dacă vine cineva și își plasează bani într-o societate de contabilitate, el poate să facă ce dorește și cum dorește, inclusiv cu salariații care sunt tot profesioniști contabili, că nu pot fi altfel. Da, nu mai avem mult timp. Cotele de adaos, se tot vorbește unii că vor crește prețurile după ce se stabilesc aceste cote, alții că vor avea efect, în fine, sunt multe păreri.
Din punctul meu de vedere, sigur, ordonanța este, se aplică începând cu 1 august da. Anul acesta și este pe o perioadă determinată. Zic eu că de data asta, în această ordonanță, s-au strecurat câteva mici mari erori. În sensul că adaosul este limitat, dar se aplică la costul de achiziție plus cheltuielile care sunt pentru vânzare, deci cheltuielile care le are fiecare entitate. Ori dacă la ora actuală, deci din acest adaos care se practică, sunt acoperite aceste cheltuieli, acum vine și îmi dă voie ca la aceste cheltuieli să le fac adaos. Deci eu zic că din punctul de vedere al exprimării și al modului în care au fost stabilite aceste lucruri, nu știu dacă va avea efectul scontat. Pentru că dacă eu sunt un mic comerciant, la prețul la care am achiziționat produsele, pot să mă duc maxim până la 20% pe tot lanțul, da? Dar adaug cheltuielile cu transportul, adaug cheltuielile cu desfacerea, adaug practic acest adaos plasa este de RAP, că am înțeles că de da. Toate celelalte costuri, da? Da? Și la care mai pot să adaug 20% pe tot lanțul. Da. Deci, practic, profitul meu va fi de 20%. La ora actuală nu cred că sunt cote de rentabilitate corect. De 20%. Așa, povestea asta cu adaosul, mă rog, și normal nu e adaos, e un fel de compensare. Apropo de energie, că s-a stabilit o anumită cotă da. Și acum ne-am trezit că în Europa energia scade și noi nu putem că e cota. Da. Deci, și cum e că vorba aia, ca să scap de cota aia, cred că îți trebuie jumătate de oră, nu? Sau cât? Si, deci da. Aia pe de o parte. Pe de altă parte, sigur că sunt... încă o dată, zic că a fost o exprimare nefericită sau cei care au lucrat la această ordonanță nu au cuprins toate elementele de care ar fi trebuit să țină cont. Pentru că la ora actuală, deci tot ceea ce înseamnă adaosul comercial este pentru acoperirea costurilor și realizarea unui profit. Da, dacă... Dumneavoastră ca și Breastră v-au consultat? Vreau să zic la nivel național, sigur. Nu. Nu. Specialiștii nu. Noștri. Cum să vă spun? Deci, noi putem, dar pe ordonanțe de urgență, de obicei, ele sunt destul de puțin în transparență decizională și sunt destul de puțin luate în considerare acele aspecte. Acolo sunt vedeți că niște riscuri, trebuie simulări, trebuie văzut ce efect produce, adică nu poți să facă oricine, nu? Logic. Nu comentez. Deci, ținând cont de faptul că astăzi este ziua contabilului român, dramatizăm prea mult problema, așa, este vorba de toți contabilii din România, nu numai cei care sunt membri CECAR. 2 minute mai avem. Zic eu că ar trebui să ne aplecăm mai mult asupra modalității de conlucrare cu agenții economici și pe ei să îi îndrumăm, pe ei în drum să fie mai atenți cu colegii mei, pentru că de cele mai multe ori pot să primească de la ei sfaturi și efectiv soluții care le pot ajuta foarte mult în business. Nu să-l privească pe contabilul care este alături de el ca și o persoană care îi calculează impozitele și taxe și spune nu și la care orice spune nu idee, pentru da? Că în momentul în care el a spus nu, s-ar putea ca să îl ferească și să îi protejeze afacerea, pentru că de cele mai multe ori, chiar zilele trecute am avut o soluție de genul ăsta în care mi s-a cerut o soluție și am spus ok. Deci este asta sau asta? Dar dumneavoastră vă puteți asuma răspunderea ca la un control ulterior să plătiți dobânzi și penalități de întârziere și suma care de fapt o datorați. Deci dobânzile și penalitățile de întârziere de multe ori pot să depășească sumele care sunt datorate de către entitate. Jumătate de minut, mesaj. Și le doresc la toți
atât la colegii noștri, cât și la agenții economici, clienții noștri și, nu în ultimul rând, și celor care ne conduc și care oarecum reglementează atât profesia contabilă cât și celelalte legi, la mulți ani, multă sănătate și un călduros încă o dată la mulți ani. Nu, mă bucur tare și pentru sărbătoarea dumneavoastră, succes în continuare, nu? Și putere de muncă, pentru că se pare că pretențiile sunt tot mai multe. Mulțumim frumos și vă așteptăm și pe dumneavoastră cu drag alături de profesia noastră. Mulțumim! Dragi prieteni, a fost ediția de astăzi, ziua contabilului național a contabililor român și dacă ne-ați urmărit, vă mulțumesc tare mult, vă doresc o după masă frumoasă alături de Info HD. Numai bine, la revedere! Mulțumim.